Dragii noștri, de această dată suntem în Vălar cu o surpriză frumoasă pentru doamna Maria, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să vedem cum va reacționa doamna la această surpriză. Așa, la mulți ani vă spunem, doamna Maria. Mulțumesc! Am să încep cu floricelile, sunt pentru dumneavoastră. Noi suntem echipa surprize la domiciliul Iași, știind astăzi că sunteți sărbătorită, știind că împliniți o frumoasă vârstă. Venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea persoanelor dragi dumneavoastră. Și am să vă întreb pe cum vă bănuiți dumneavoastră. Cine v-a pregătit această surpriză? Laura, un Vladimir. Cei mai dragi dumneavoastră? Am un superior, dar băiatul, vă pierd. Bine. Acest tortuleț este pentru dumneavoastră. Eu am să vă iau florile, ca să nu vă fie greu. Am să le țin eu. Așa, o să le punem aici un pic. Să știți că astăzi, cei care ne-au trimis la dumneavoastră, au ținut din toată inima să reușească să vă sărbătorească cât uși de puțin. Pentru că sunt departe și cu siguranță și-ar fi dorit cu toții să vină aici la dumneavoastră. Dacă nu sunt și bolnavă și diabet și cu picioarele nu pot merge. Dar să știți că toți sufletește astăzi și-au dorit să fie aici lângă dumneavoastră. Dacă nu sunt dus departe. Așa este, viața e dus departe de dumneavoastră, e dus departe de casă. Ce să facem asta și situația asta? Iar mesajul spune așa: scumpă mamă, dragă bunică și străbunică, la mulți ani. Pentru noi ești cea mai dragă, scumpă și iubită ființă. Noi te felicităm cu prilejul zilei tale de naștere. Îți dorim să nu îmbătrânești niciodată, sufletește, să fii pozitivă, să zâmbești cât mai mult, să ne încălzești sufletele cu prezența ta. Să ai parte numai de reușite, draga noastră. Ne pare rău că nu putem fi lângă tine în această zi specială, dar te iubim și te îmbrățișăm. Chiar dacă suntem departe, păstrăm în suflete toate amintirile cu tine. Și te iubim din tot sufletul nostru. Să ne fii sănătoasă, draga noastră. Cu toată dragostea din partea lui Eric, Oana, Adelin și Robert. La mulți ani! Copiii pot să mulțumesc! N-au uitat de dumneavoastră, chiar dacă sunt departe. Nu uită, că mai vin câteodată pe acasă, mi-e tratamentul la diabet, că n-are cine pe ei, cine să-l ia. Ăsta era un cumnat de-a meu, i-a dus la operația cu picioarele în Italia și n-am bine, nimeni nu este. Iar acum, doamna Maria, să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie pregătită din partea nepoțeilor dumneavoastră, care doresc să o ascultăm împreună. Este dedicată pentru dumneavoastră. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.